Dragă bibliotecă, ce bine că ești, ce mirare că sunt! Acestea sunt cuvintele ce-mi vin în minte atunci când mă gândesc la tine, când te visez, când te văd de la distanță. Știi? Una din locatarele tale vechi conține aceste cuvinte atât de frumoase. Le-a scris minunatul Nichita Stănescu. Să ți le dăruiască și să ni le dăruiască. Ce noroc pe noi toți! Îți mulțumesc că reziști eroic într-o lume tot mai digitalizată, că ne oferi mirosul acela minunat de hârtie, veche și nouă, spațiul de relaxare și cultură, atâtea și atâtea rânduri pline de înțelepciune și de cunoaștere. Ce-ți pot dori altceva decât la mulți ani să fii tot mai mult iubită, prețuită, vizitată, apreciată și îmbogățită și să nu ne lași nici când. Sper ca într-o zi să-ți pot cunoaște tainele mai îndeaproape, ca una din angajate. E un vis frumos al meu, deocamdată. Cu drag, Adi.